Dobrogea este dovada vie a conviețuirii între oameni de etnii diferite. Aici trăiesc împreună români, aromâni, bulgari, turci, tătari, evrei, greci, armeni, ruși, lipoveni, ucrainieni, dar și italieni sau unguri. Cel mai bun exemplu de conviețuire etnică este zona centrală, sau cum mai este cunoscută în această parte de țară, zona peninsulară a orașului Constanța. Aici, pe o rază de cel mult un kilometru, avem numai puțin de 8 biserici, denumite localnici și octogon confesional. Gândiți-vă ce era Constanța, unde era Constanța, cât era Constanța ca delimitare. Deci, înfrățirea tuturor etniilor care trăiesc pe aceste pământuri pe care călcăm zi de zi, aici s-a făcut, în zona peninsulară. Că sunt armeni, că sunt greci, că sunt musulmani, că sunt de toate. Toți trăiau în pace și armonie, la fel cum de fapt și de drept trăiesc și astăzi. Cel mai vechi lăcaș de cult este Jamia Hunkiar. Datează din anul 1869 și a fost ctitorită de sultanul Abdulaziz al 32-lea, conducător al Imperiului Otoman. Jamia este construită din piatră cioplită de meșterii turci, iar zidurile au o grosime de 85 de centimetri. Cel mai vechi lăcaș cred că este Jamia Hunkiar, 1860 și 2863, cred. La un an s-a construit, vă spuneam, Biserica Greacă Metamorfosis. Așadar, Jamia Hunkiar este cea mai veche. Toate în felul lor sunt niște bijuterii arhitecturale, pentru că păstrează elemente specifice fiecărei etnii. Biserica Greacă Metamorfozis este cel mai vechi lăcaș creștin din această zonă. Prima liturghie a fost oficiată în biserica ridicată inițial din lemn în Săptămâna Mare din anul 1862. Peste drum de ea, grecii au construit o biserică din marmură albă adusă din Grecia. Biserica Schimbarea la Față sau Metamorfozis a fost construită în dorința de a avea un lăcaș de cult al comunității elene din Constanța, care este atestată de ani și ani și secole din urmă. La 1852-1853 se simțea nevoia de o biserică nouă, pentru că atunci, în acea perioadă, era o bisericuță veche și reprezintă pentru comunitatea română și greacă din Constanța și pentru toți ceilalți locuitori, reprezintă un far, un reper, un punct care strălucește și le luminează căile și cărările și inimile și gândurile tuturor care navighează pe valurile acestor vremuri și acestei vieți. O altă bijuterie este Biserica Armeană Sfânta Maria, care funcționează într-o clădire edificată în 1880, fosta școală armenească pe strada Calatis numărul 1. Armenii spun că prima lor biserică din lemn, care a fost distrusă de un incendiu, era construită în anul 1740. O altă catedrală arhiepiscopală, Sfinții Petru și Pavel, a fost construită după planurile lui Ion Mincu. Piatra fundamentală a fost pusă la 4 septembrie 1883. În ziua de 3 august 1941, biserica a fost avariată de bombardamentul aerian, fiind distrusă partea de est a clădirii, precum și catapeteasma din interior, lucrată în icoane emailate. Biserica bulgară a fost ridicată după 1900 de comunitatea bulgară, având în curte și o școală bulgară funcțională până în anii 1940, are hramul Sfântului Nicolae. Moschea Carol I a fost reconstruită în anul 1910 la ordinul regelui Carol I pe locul unei mari geamii ce fusese răctitorită în anul 1823 și purta numele sultanului Mahmud. La inaugurare a participat cuplul regal, regele Carol I și regina Elisabeta. În Constanța există o capelă catolică ridicată în anul 1885, pe locul căreia se află Biserica Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova. Basilica are o istorie zbuciumată, pentru că într-un teritoriu al mozaicului confesional, preoții catolici au făcut multe demersuri pentru a câștiga dreptul la o biserică proprie, care a fost construită doar parțial. Din octogonul confesional face parte și sinagoga de pe strada cea a Rosetii din peninsulă. Aceasta se află într-o stare avansată de degradare, acoperișul este aproape prăbușit și au mai rămas fragmente doar câteva grinzi care o mai susțin.